Bună dimineața, stimați colegi, domnule primar. Bine ați venit la, să o numim așa, dacă nu se mai cresc niște situații neprevăzute, ultima ședință a Consiliului Local aflat în funcție pe mandatul recent. Practic, dacă e să fie altfel, în mod normal, asta ar fi ultima ședință. Dacă, fac precizare la bun început, dacă până la validarea Consiliului Local, ales prin votul exprimat în luna iunie, intervine o necesitate, să știți că sunt convocați și vom mai face ședință cu Consiliul actual. El are mandat până la dizolvarea Consiliului acesta. Și constituirea noului Consiliu Local conform a legilor. Prin urmare, în terminul articolului 133-130, faptul a fost convocați urma dispoziției numărul 137 din 2024, emisă de domnul primar Acumel Racova, pentru ședința ordinară programată astăzi, 30 septembrie, care are următoarea ordine de zi. Fac mențiunea că din 12 consilieri sunt prezenți 12 și vă prezint ordinea de zi. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Racova din data de 30.08.2024. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Comunei Racova pentru ședința adunării generale ordinare a acționarilor SC Compania Regională de Apă Bacău din 4.10.2024-7.10.2024. Fac precizarea că sunt aceste date nominalizate pentru că este posibil ca prima convocare să nu îndeplinească vorbul și atunci se preconizează o ședință care este pe data de 7.10.2024. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice de funcționare pe timp de război a UAT Racova. Dacă cu privire la ordine de zi aveți completări sau propuneri. Dacă nu, trecem la aprobarea primului proiect, să zicem, al ordinii de zi, aprobarea procesului verbal a ședinței ordinare a Consiliului Local Racova din data de 30.08.2024. Supun pe aprobare ordinea de zi. Cine este pentru? Mă scuzați. Merit mai avem pe care nu pasă. 12 persoane. Și atunci, dacă ordinea de zi a fost aprobată, supunem spre aprobare procesul local la ședinței ordinare a Consiliului Local Racova din 30.08.2024. Dacă sunt obiecțiuni sau observați. Dacă nu, supun spre aprobare. Cine este pentru? 12. Abțineri. Trecem la primul punct, la analiza proiectului de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Comunei Racova pentru ședința adunării generale ordinare a acționarilor SC Compania Regională de Apă Bacău din 40 sau 70. O să scripuiesc puțin de reflectiv la aprobare și o să spun un următor. Compania Regională de Apă Bacău este operatorul regional la nivelul a 70 de unități administrative teritoriale din județul Bacău. În conformitate cu prevederile contractului numărul 556 din 29.11.2010, încheiat de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, în numele și pe seama unităților administrative teritoriale, contract având obiect delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare. Prin hotărârea Consiliului Local numărul 17 din 19.11.2010, s-a aprobat delegarea gestiunii de serviciului de alimentare cu apă și canalizare către SC Crave SA. Urmarea adoptării actului administrativ menționat anterior, a fost încheiat contractul de delegare 556 cu pomenit mai sus între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău și SC Comunitatea Regională de Apă Bacău. Având ca obiect delegarea exclusivă a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, precum și de exploatarea sistemelor publice de alimentare cu apă și canalizare, necesare pentru realizarea acestora pe întreg teritoriul de area de lucru. În vederea protejării drepturilor unităților administrative teritoriale, care cu bună credință își asumă obligațiile și prefigurează executarea unor drepturi în urma încheierii actului adjudicat, este necesar a se stipula posibilitatea exercitării de mandat a atribuțiilor în baza unui mandat special, astfel cum decurs din actul constitutiv al SC Crave de Sabat. Actul de reprezentare, adică mandatul, obligă reprezentantul legal, mandatarul, să respecte limitele stabilite de actul adoptat în acest sens, neputând schimba elementele ale actelor sau faptelor juridice pentru care a fost mandatul.
Actul special de reprezentare este de strictă de care reprezentantul legal fiind obligat să acționeze numai un acest. În consecință, este de necesar a se adopta acest proiect de hotărâre privind delegarea, stabilirea mandatului de special al reprezentantului legal. Dacă sunt întrebări sau discuții la votul. Dacă nu, spun spre acolo. Cine este pentru? Dacă aveți... Cred că ar trebui să vorbesc acum, legat de apocanalizare cu Comuna Racova, ca să ne legăm la proiect. Așa cum știți foarte bine cu toții, se lucrează la apocanalizare pe satul Racova și zona Lețcană. Lețcana ca sat cum există, deci e tot Racova. Am rugămintea să nu mai trimiteți tot felul de mesaje și să faceți tot felul de postări inutile, pentru că comuna aceasta, în decursul următorilor 2 ani, 2024, până undeva la final 2026, este un șantier. Trebuie să înțelegem odată cu toții că suntem proprietari de la gardă în interior. De la gardă în exterior hotărăște primăria. Când s-a asigurat o cale de acces, poți intra în curte și poți ieși, punct și cam atât. Nu încercați, dacă vi s-au rupt podițele, să le faceți din nou, pentru că urmează îngroparea conductei de canalizare. Vor fi subtraversări dintr-o parte în alta. A, așa, mi se vine cu povestea că dacă plouă, vor fi inundați. Nu. Pentru că unde s-a săpat, nu se va lăsa și va folosi apa, se va duce ca un fel de șans. Când o să terminăm și o să ne se predea amplasamentul, o să vedem atunci, la momentul respectiv, ce trebuie retușat. Nu putem interveni cu niciun utilaj al primăriei, pentru că amplasamentul este predat. Să fie foarte clar. Nu mai veniți pe aici și îmi spuneți, dar știți, era, aveam făcut, v-ați creat condiții atâta timp. Ați vrut apă și canalizare? Am reușit să introducem comuna asta într-un proiect unde avem 13 milioane de euro. Ar trebui să fim înțelegători. Când se face o casă, ați început temelia și a doua zi vă mutați înăuntru? Nu. Nu. Și la mine la poartă și la dumneavoastră la poartă, care așa o să vi se taie podețele, o să se sapi. Și la Hrămăcioaia e valabil același lucru. Da? Este un proiect în derulare. Noi nu mai putem decât să avem o discuție amicală cu constructorul. Este predat amplasamentul. Da? Proiectele sunt din bani atrași. Sunt urmărite de Ministerul Dezvoltării, de dirigente de șantier, de Inspectoratul de Stat în Construcții. Nu mai veniți cu tot felul de sugestii. Acolo ar trebui așa. Acolo ar trebui altfel. Nu putem intra în curte, nu pot intra în curte bătrânii. Sunt niște grămezi, de exemplu, pe loturi, unde încă mai rămas balastru. Luați cu roaba frumos și vă puneți în fața porții și așteptați următoarea săpătură. Canalizarea vine pe partea opusă. Cei de pe partea unde s-a săpat acum, o să trebuiască canalizarea să ducă dincolo. Vor fi zone de pompaj. Trebuie avută răbdare. Că dacă veniți la primărie și mă țineți ori întregi să-mi explicați că vine ploaia și inundă și așa, nu mai fost. Când au fost inundații pilotul, ultima mi-aduc aminte că a fost acolo la intrarea Desmembrării, când s-a rupt râul acolo. Pentru că în 20 de ani nu s-a fost în stare să stai niște copaci din un metru în diametru, care erau în albi. Și atunci a rupt râul. Da? Adică trebuie să aveți răbdare, că dacă ori eu, ori domnul viceprimar, suntem bombardați cu mesaje, noi avem și alte treburi de făcut. Vrem să ne ocupăm să atragem și alte fonduri pentru alte proiecte. Trebuie să fiți înțelegători. În fața porții dumneavoastră vă faceți curat, pentru că așa trebuie să-și facă fiecare ca gospodăria să arate mult mai bine, cât arată bine de la intrare. Dar hotărârile pe domeniul public, noi le luăm. M-ați ales un mandat, urmează celălalt. Da? Am băgat comuna într-un proiect. Nu pot interveni să sun pe Conextrus, pe Rustran sau cine tot îmi indicați. Acolo vor așa, acolo nu. Nu. Când să se termine, au obligația să redea terenul exact cum l-au găsit. Da? Dacă va trebui să turnăm niște petici de asfalt, probabil să vor turna. Dacă deja la Hărmăcioaia ați văzut că prin asfaltare au fost făcute podețe la toate porțile. Da? Sau s-a creat, dar unii nu au fost podeți, ei s-a creat cale de acces în curte. Trebuie să avem răbdare. Nu se poate de la început că pilotul este terminat. Mai mi-ar fi bine cu strada de asfalt. Dar bani? De unde? Turnăm o stradă de asfalt și după aia îl sapă pe margine și îl rupi iarăși. Aveți un pic de răbdare. E șantier. Ați văzut la mărginie când s-o săpat cu marginea drumului la ce trafic este, că pământul era pe stradă și se mergea cu semafoare? Deci noi suntem bombardați. Ori domnul vici, pe unii ne prinde lumea sâmbătă, duminică, nu mai contează. 2 ani de zile este șantier. Am vrut apă canalizare, suntem un proiect de apă canalizare. Mulțumesc. Eu o să completez ceea ce vreau.
fost la divers. Ce am discutat tot în legătură cu acest, implementarea acestor proiecte la divers. Deci nu o să expun acum punctul de vedere. Dacă alți colegi asupra, efectiv, asupra proiectului, am și obiecții sau observații. Dacă nu, supun spre aprobare. Cine este pentru? Și trecem la următor proiectul de ordine de zi. Așa. Aprobarea structurii organizatorice de funcționare de timp de război a UATR. Aici o să fac o precizare foarte scurtă, pentru că, sincer, n-am prea multe lucruri de detaliat. În situațiile de urgență sau situațiile de război, la nivelul organizatoric, structura de bază pentru a conduce toată activitatea într-o comună devine tot unității administrative teritoriale, adică comunul primar, vicepomar și ceilalți salariați din subordine. Ceea ce vrea să reglementeze acest proiect se referă la transformarea unor compartimente care, la momentul acesta, sunt de strictă necesitate, dar în caz de război, ele pot deveni doar o anexă a celorlalte compartimente de conducere pentru a face față situațiilor de război. Prin urmare, aceeași organigram se poate transforma în cazul acesta. În cazul, astea sunt niște situații speciale, cazurile de război sau cazurile de situații de urgență. Prin urmare, cam astea sunt precizările, nu am alte precizări de făcut. Dacă dumneavoastră vreți să puneți întrebări, noi vă stăm la zi. Da. Aici vreau să vă legat de război, de armată. Cred că ați văzut o parte din dumneavoastră, după articola, că au fost două mașini ale armatei, nu intrați în panică, să auzea că începe război, că ce facem și așa. Nici măcar nu ne-au anunțat. Doar au traversat comuna Rapoa și s-au dus probabil acolo. După ferma 13, în Valea, acolo, și-au avut vreun exercițiu de-a lor. Deci nu e nicio problemă. Ieri sau alalt, ieri au trecut înapoi. Nu, ieri, bine. Au trecut înapoi, deci s-a încheiat. În momentul în care să avem ceva oficial, că se întâmplă ceva pe raza comunei, acum suntem primii care vor fi anunțați. Deci dacă ei merg în comuna de după noi, nu avem cum să iei. Este drum județean, poate să treacă, să ducă, să desfășoare, să facă acțiunea lor și pleacă. Nu înseamnă că dacă au trecut, și au mers, într-adevăr, mergeau foarte încet și au făcut-o fumaraie, era probabil spornită de foarte mult timp, dar nu este nimic de ca să ne alarmăm și să discutăm că vin războiul. Deci asta era cu cele două mașini, că și aici s-au creat discuții, că nu spune nimeni nimic, ca văd două mașini care trec, ce să spun la lor? Pregătiți-vă că intrați în bucării, că vine. Nu, n-am nicio dovadă. Da, am vrut să fac precizarea asta ca să clarificăm și situația asta pentru că erau discuții și aici, că, cum știți, în centru sunt mulți care stau dimineața și privesc de la balcon, de la balcoanele barurilor și atunci acolo se creează foarte multe discuții, că na, începem să ne pușcăm de aici, nu știu ce se discută, dar am zis să o clarificăm ca să nu e amploare. Deci nu e nimic de, în momentul în care apar noutăți clare, de hârtie, că se face ceva cu un arac, o să vă ținem la curent. Mulțumesc. Mulțumesc. Nu mai avem și alte discuții, să vă luăm cu proiectul de autorul. Cine este pentru? Mulțumim și pentru acest lucru. Trecem la capitolul diverse. Domnul. La capitolul diverse o să fac o trecere așa prin ceea ce se face. Am vorbit și drumul de la Măcioaia. Încă este în derulare lucrarea. Este făcut în proporții mari. Urmează finalizarea betoanilor și încă un strat de asfalt. Da? Eu personal sunt foarte mulțumit de ce se face acolo. Sunt foarte mulțumit că am blocat prima licitație și mi-am asumat-o. Și a venit această firmă care ați văzut cum lucrează și ce fac. Din informațiile mele, această firmă a luat și lucrarea de la Ilieș. Dar există o contestație. Cel care l-am eliminat din licitație la prima tranșă pentru Hălmăcioaia, a contestat antrepriza de la actuala firmă, care vedeți cum lucrează, care a preluat și Ilieș. Termenele sunt 30 de zile contestații, 10 zile de dreptul celui care a fost scos sau
să primească răspuns, are dreptul să conteste, deci nu se poate face nicio intervenție, pentru că în anumite postări mi se sugerează să intervin, să facem ceva. Nu am cum. Trebuie așteptat exact ca la Grămăcioaia. Când vin și cer ordine de începere, noi l-am semnat, dăm drumul și toată lumea trebuie să fie înțelegătoare în continuare. Dacă trebuie făcută vreo mică adaptare pe undeva, o să se facă după predarea amplasamentului, nu acum. Dar la ce văd, nu știu, sunteți câțiva din Grămăcioaia, dacă aveți să mă contraziceți cu ce se face acolo, chiar aș vrea să vă ascult. Legat de gunoi și tomberoanele de sticlă. Aș vrea să nu mai văd lângă tomberoanele de sticlă tot felul de sacoșe. Chiar este lenea așa de mare să te duci cu sacoșa cu sticlele și să o leși lângă tomberon. Ca să trimitem noi băieții de la deservire, să luăm pe o sticlă și să o punem înăuntru. Domnilor, are găuri. Să ia sticla și să bagă acolo înăuntru. Sacoșe albi, verzi. Trebuie făcut ceva. Lângă tomberoanele de sticlă, brațul cu crengi, punga cu pampers. Nu aveți pomberoane acasă? Crengile, de bine de rău, le-am luat cam de peste tot. Când avem și noi timp, că așa ar trebui să stăm toată ziua în mașina primăriei să învârtă care crengi. Când o să vin momentul, îi luăm, scoateți-le și o să-l organizăm. Dar nu le mai vreau în tomberoane. Scrie sticlă pe ele. Iar dacă vedem pe cineva din altă localitate care nu știe și îl vezi, trebuie atras atenția. Omule, nu se poate acolo. Deci, este ședință. Asta mi-aș dori să se învăță. Domnul Vici a început microciparea. Microciparea, repet, se face pe tomberoanele predate prin contract de comodat. Tot văd tomberoane din trecut. Verzi, galbene, la porți care au pus menajeră în galben. Să știți că nu vine mai ea. Să știe toată lumea că nu o să vină mai ea. Și degeaba veniți să plângeți la primărie, pentru că am atras atenția. Și ședința trecută și acum o să atragă domnul viceprimar și atenția la fiecare când merge la poartă să-i prindă microcipul de tomberon. Astea sunt regulile în județul Bacău. Iar noi avem intenția să le adaptăm și la Rahova. Indiferent de situație. Așa cum am spus la drumul de la Ileș, acolo stăm. Am rugămintea să așteptați, pentru că îmi trimiteți mesaje la Ileș când, în ce secol, în ce... Nu cred că sunt întrebări de pus. Când, în momentul de față, se lucrează în comuna Rahova. Nu stăm degeaba, da? Depindem de niște prevederi legale, niște răspunsuri care trebuie să aștepți, să treacă 30 de zile, că dacă nu te contestă și așa. E clar că interesele sunt mari. Drumul are o valoare foarte mare, iar firmele au interes să se bată pentru această valoare și să facă lucrare. Eu sunt foarte bucuros că au luat cei care au luat prin următoare. Dacă ies aceeași lucrare, și sigur va ieși, probabil, aceeași lucrare, că n-au cum să facă altfel, văzând modalitatea de lucru pe care o au, cred că ar trebui să fim bucuroși cu toții, rămâne să așteptăm. Înțeleg că este praf, înțeleg, dar nu am ce să fac. Deci, am ajuns în faza în care așteptăm un răspuns la o contestație. Nu mai trebuie să depunem proiecte care are durată, nu mai trebuie să solicităm avize, avem tot ce trebuie. Urmează alegeri cu BNR, cu, aparte glumele din începutul ședinței, aș vrea să încercăm, măcar la astea, să nu mai fie șicanii și rupt afișii și bannerii și asta, pentru că e dreptul fiecăruia. Trebuie să ia fiecare măsuri de precauție. Unii le pune și cu acordul la cine și să nu... Că se poate face ușor o reclamație pentru rupt afișii sau bannerii și iese ce nu trebuie. O leacă mai lipsit ca la mandat, ca la alegeri trecute, să facem reclamații, pentru că aveam și dovezi. Da? Domnul care dă afară lumea și pleca din țară acum, așa, mergea cu cineva, rupi de colo, rupi de aici, așa, avem oameni care mi-au spus în față. Tare rupi. Dacă se mai întâmplă de data asta, să știți că nu stau la discuție. Da. Am avut o discuție acum câteva zile, o săptămână, cu rezerva primăriei. Cred că ați văzut o parte din dumneavoastră că au fost plantați țăruși și au și niște urme de vopsea roz, roșii, pe... Rugămintea este să înțelegeți că nu trebuie să vă mai trezeți de ele. Așa? Și să transmiteți la cei care nu au acces la rețele de socializare, la fel să procedeze, da? Pentru că vor fi... Deja cele 5 tablale cred că au fost făcute în totalitate. Acum, din ce s-au văzut, sunt situații în care prinde o jumătate de porumb de la una și o jumătate de lucernă de la celălalt. Asta dă GPS-ul. Asta facem în teren. Da? Dacă o să reușesc săptămâna asta, o să merg
la APIA să vedem ce putem face. Așa. Și după aia o să vă țin la curent. Le lăsați pârloagă. Da? Fie clar. Mă uitam spre Curavăi, pe partea stângă, înainte de pământul bisericii. Este o porțiune imensă acolo. Așa. Unde a fost floarea soarelui și cred că familia Otea lucrează. Dacă se atinge, suportă consecințele, da. Să știți că nu stăm la discuții. Dacă aveți întrebări, probleme din teren, vă ascult. Domnule, profit de faptul că suntem la capitolul diverse și aș vrea să luăm în discuție, domnul primar, legat de drumul la Hălmăceaia, de lucrarea care s-a făcut. Vis-a-vis de calitate, vis-a-vis de termen de astea, nu cred că există un dubiu. Lucrarea așa cum trebuie să fie, atât cât se vede, cât ne pricepem noi ca nespecialiști, la prima impresie toate sunt bune și frumoase acolo. Ce ne facem cu intrările și cu accesul pe terenurile agricole? Mă faceți poliție. Sau puneți ceva în pământ, ca să nu uite, am vorbit cu domnul Vlad Vasile. Nu se trece peste șansă, tractorii mari și trec. Că dacă am văzut o falcă de aia luată din asfalt, cine a făcut-o? Aici e poveste. Aici e poveste. Unde aveți căi de acces, tipul zona drumului și ieșiți la livadă, mergeți pe acolo și lucrați-vă terenul ca să nu... Vorbim în speță de cum intra de drumul Hălmăceaia pe stânga. Poate intra, face scară de acces de pe... Și eu asta și se practica înainte, pentru că eu am lucrat, de fapt, precizarea și am intervenit în sfârșitul normal. Am lucrat 4 ani jumătate la ceară, da? Ei, tot timpul erau căi, drumuri lăsate libere, de la un capăt până la celălalt capăt, la planul de marginea. Pe unde intri, mă întreb? Pe, de exemplu, acolo, la pădure, se poate intra din dejen. Exclus. Exclus în tarlaua asta să intri pe la pădure. Ba, nu te duce la pădure. Pe la dejen, imediat după intrare, după drumul pădure. Se poate. Sau, cum a spus domnul primar, și cred cea mai bună soluție asta, nu vă împiedică nimeni să vă faceți niște pădurețe peste șanțurile respective și nicio problemă. Puteți să ne faceți din scândură sănătoasă sau blană, sau efectiv beton și folosiți. Dacă nu vorbim aici, nu mergem cu bicicleta acolo sau cu trotinetă. E vorba de utilaj, eu vorbesc gazdă. Intri cu un utilaj mai micuț, intri odată de două ori. Vine vremea recoltării. Intri cu un utilaj mare. Utilajul are 16 tone. Ce podeți pot să-i fac eu lui acolo? Pentru că aia dacă s-o rupă de tonă, m-am dus în sanț, îmi cântă cu cuia în sanț acolo. Vă spun eu, o blană de lemn de esență tare, pe rezistă fără nicio problemă, că dimensiunea așa nu este mare. Nu avem timp de experiment și de urmă între astea. Aici e vorba, poate să stricăm asfaltul. Eu cred că nu e vorba de stricat asfaltul, nu? Păi veniți cu propuneri că punem un dulap de el să trecem pe acolo. Un dulap, nu ești doar. Eu zic că cel mai corect acolo ar fi. Faceți investiții comună, sunteți întreprinzători. Să montăm niște tuburi. În șanță. Nu dați dumneavoastră tuburi. Dar nu se montezi tuburi în șanță, că sufrești. Avem la Ilieș. Sunt șanțurile betonate făcute. Domnul Sava n-a vrut să-i spargă podul ca să aibă continuitate șanțul. Și la perioadă, la două săptămâni, trebuie să trimit oameni să scoată o remorcă pe alastru din șanță. La Marin, la fel. Pune o plasă din Buzău ca să autoreze să nu treacă frunzele și intra la curte. Nu am ce să fac. Deci dacă erau să, la vremea respectivă, în primul rând, plasa aia nu trebuie pusă la Marin, ca apa să duce la vale, care viteză. Așa, din coace nu am vrut, potețul. Acum îmi pare rău, că eu nu trebuie să stau la discuție. Eu trebuie să-l frumos și sănătate. Eu trebuie să lăs să facă șansul acolo. Trebuie să vă creați condiții, domnul Micu. Eu am creat condiții de trai mai bun, după părerea mea. Nu mai investiți în spălat mașini. Vă înțelegeți cu vecinii de acolo, puniți împreună, intrați pe capitele tarlalilor, nu știu ce să zic. Eu vreau să văd șanțul licurare, nu cu tuburi. Pentru că unii stă tubul în șanta, șanțul e așa, cum puneți tubul? Partea rotundă, unde se duce? Nu. Dacă tubul este diametru care trebuie, nu se întâmplă nicio obturare. Nu se întâmplă. Așa că într-un tub aiure, așa care l-ai găsit, nu știu, nu. Se poate calcula, se poate vedea, măsura și un tub, să ai bază. Eu, cum facem? Eu, e dragul de a face. Trebuie să existe înțelegere din partea noastră că și noi trebuie să ne facem treburile. Și nu ne facem exact cum a spus. Cum sunt termene la lucrări, la contestații, de acord, ca așa spune legea, și noi avem niște termene. Că nu te duci la semănat greu, de exemplu, la prima dată. Până nu știi ce faci un pot de acolo. Trebuie să găsim soluții și cât mai urgent,
Pentru că 10 hectare care trebuie lucrat. Asta ar fi una. A doua. Vis-a-vis dispuneați de rezervele aia. Nu știu dacă toată lumea, pentru că ce a spus cu o simplu șipcă acolo pusă și o... Eu de acord, asta probabil că vă ajuta să le inventariați. Dar dacă omul respectiv nu o vede, sau să duce un rău intenționat, așa e la rău. Spune, nu? Are coordonat GPS. Nu. Vorbim de cineva care trece și... Arendaj. Arendajul nu găsește șipcă aia. Și-și face treaba. Identificăm din nou pe hartă. Mai identificăm o dată și cel care o intra și o lucra terenul și poate să zice. Eu zic, că să faceți o situație clară și să mânați la fiecare. Să lucrez la această situație. Nu? Pentru că într-un final terenurile astea tot vor fi, vor trebui lucrate. Că terenurile astea trebuie să aducă un venit. Dar nu obligatoriu să lucrați, da. Nu obligatoriu să le dăm la cineva din prima vizită. Și o să vedem, le totalizăm. Deocamdată sunt 5 talare. Vedem care este treaba. Venim din 2 ani în urmă, în care toată lumea a declarat, în afară de consilierul Micu Ioan, că nu lucrați rezerve. Acum apar rezerve care sunt lucrate. Ura ar vrea să-i afla un răspuns. Cum? Nu știați atunci când sunt rezerve? Dar n-ai de unde să știi. Când n-ai de unde să știi. Când te duci la APIA, jumătate, dintr-o 100 de hectare, ai acupe 25. Diferența cum? De unde e la fel? Dar tocmai că nu e așa, că sunt foarte rare cazuri în care ai un bloc fizic complet. Da. Într-un bloc fizic poți fi 3, 4, 10, 15 fermieri. N-ai cum să totalizezi. O să ajung la APIA. Aici să vedem. Dacă le pot desena și pot scrie primăria rapoa pe ele, le desenez. Și nu o să mergeți acolo, să o încercați desenați, ele sunt desenate deja. Trebuie să avem o situație clară. Urmează celelalte tablare. V-am mai spus, din ce am înțeles de la Adrian, sunt 100 de tablare. Deci noi avem doar 5. Vă dați seama câte zări de hectare fac? Nu este tablat fără rezervă. Da? Știți ce este dubios, domnul primar? Bănuiesc că și în timpul mandatului dumneavoastră au mai venit adrese și ani de urmă veneau adrese la prefectură, referitor la capitolul ăsta. Da. Inginerul de specialitate trebuia să dea răspuns, pentru că în urma unor cereri din partea cetățenilor care cereau și își revendicau dreptul la legea 18, prefectura aștepta un răspuns. Spune, comuna rapă să comunice dacă mai are rezervă de pământ în care se dea omului. Știți care era răspunsul lui? Nu există rezervă de comuna rapă. Este răspuns fix? Vedeți? Vedeți? Eu nu am pus să spun la începutul mandatului domnului. De asta apar. La un moment dat am băgat comuna într-o lucrare de cadastru. A fost filmat de sus. Acum este foarte ușor. Pentru că vă dau un exemplu. Avem situații, așa și o să începem să ajungem și la ele, legat de problema asta cu cadastrările. Măcar dacă ai construit, vine la taxă și impozite și spune, domnule, nu mai am 56 de metri, am 180. Vreau să plătesc. Dar nu stăm în 56 de metri pătrați și ne lăfăim în nu știu cât, că las că merge. Pentru că comuna a fost fotografiată de sus. Și în momentul în care vii la tax și impozite și ai și glumi în program, Adrian are pe calculatorul lui imaginea de sus. Și apar, ta, nu mai apare o căsuță de 56, da? Să fie foarte clar. Eu am aflat rezervele astea de la firma care se ocupă de cadastrare. Au venit aici în sala de ședințe și mi-au pus pe laptop. M-am crucit. 21 de bucăți. Când eu știam de la... declarați de dat că nu există deloc. Și stați să vedeți și eu apar. Da. Eu v-am spus și vă transmit, nu am nimic personal cu nimeni, vreau o situație clară. După aia o să hotărâm noi cu ce propunere venim în fața dumneavoastră, dacă dăm celor care au terenurile și le-au lucrat până acum și au spus că nu, sau găsim altă soluție. Așa, am tractor la primărie, mai cumpăr un tiraj, poate să-mi lucrez și primăria. Dacă pot să fac dosar la APIA, îl fac pentru primărie și încasez eu subiecte. Eu. Casează primăria și mai facem ceva în comuna asta. Nu știu. Dacă există varianta asta, o să dau curs. Nu sunt obligat să dau celui care are tablă la curs. Fii foarte clar. Și așa l-ați folosit atâta timp, fără niciun nimic. Da? Plătesc nimic. Vă plătesc nimic. Nici poze, nici. Așa. Subvenții, cultură, taxe, ce vorbim? V-ați spus problema. De unde provin terenul ăsta? Dar ce primăria au avut vreodată terenul la valide? Primăria? Primăria ea ca instituție a avut teren mai undeva în... Că primăria a avut 100 de hectare de păduri sau de teren arată. Nu, minim, asta... Minim 10 ani, că primăria Racova are peste 50 de hectare de rezerv, domnule, că a scos pe aici, cred că asta denotă faptul că nu s-a dat curs la cere de-a lungul anilor, la cerilor cetățenilor. Cetățenii s-au săturat de dus în stânga în dreapta și au rămas fără proprietăți. Și acum e normal că... Eu zic că trebuie problema abordată din tot altul. Deci știi, pot să vă zic, eu cred că întrebarea asta trebuie să o adresați lui Nerea Dorel. Numai
fi plecat din țară. Acum, el, cât am fost de obicei, de duminică am furat prostitiarul. El nu înțeles că e pe la vulcanizare, dar ce mai rău. Așa, lui pe meserie, pentru că unde putea spunea minciuna, unde nu putea, de aia o să fie privit la geam prin spate și hai, lasă-te de acasă, nu mai vezi aici și vorbesc. Nu mai merge. Da. Vă spun sincer, urmează un alt mandat, dacă o fi să plec acasă după următorul mandat, plec cu fruntea sus. Da? Dar vreau lucruri clare, să fie clar. Nu se mai poate cu japca, s-a terminat. Da? Facem totul legal, bine. Dacă nu, le lăs pe roata, că nu mă poate, nu poate să spună nimeni nimic. Da. Nu vă aparține, nu vă băgați. Adică eu vin în curte la dumneavoastră să nu spăl primări la piveta din curte. Exact așa este, păi, exact așa este. Atunci nu văd care e problema. Problema este exact cum v-am spus eu. Trebuie, în primul rând, trebuie să găsim o cale. Nu aici, nu o să mergem de acum să, nu știu ce să facem. Acces, trebuie să fiți conștient. Acces trebuie să aibă fermierul la teren. Vă faceți acces. Pentru el, la rândul lui, are obligații față de proprietate. Și trebuie făcut. Accesul va reveni în totalitatea din asta. Nu răspunde nimic. Nu e astfel de acces. Vă luați tuburi, sunt tuburi special făcute pentru traversări, vă luați tuburi, vă la puneți, complet așa trecut, puteți să luați după ce ați făcut operație. Deci asta să fie foarte clar. Unde se determinează drumul, răspundeți direct. Direct, cum mai e? Vedeți cât e de simplu? E foarte simplu de fapt. Domnul Micu Neluț va ridica să mă în legătură cu rezervele. Noi fermierii care am lucrat teren până acum și de acolo, am avut un tabel nominal care vechi, să spunem. După noile amplasamente, sunt unele rezerve care apar chiar în mijlocul bucăților noastre. Sunt semnate cu cernadele. Întrebarea care ar fi noi, care avem contract pe o bucată cu un cap, de exemplu, am 10 proprietari care trebuie să am 5 hectare, să spunem. Apare rezervă mălii cu un hectar în mijloc. Eu de unde identific care la 2 hectare care trebuie să le lasă în mijloc. Pentru că oamenii știu bucățile vechi, că aici sunt eu, de exemplu, dar practic el nu mai este acolo. Eu unde să mă duc peste cine, peste blan sau peste micul sau peste care? Cum putem face atunci? Deci în afară de păduri, cred că toate tarlanii există zonii cadastrate, da? Ce au făcut domnii ăștia de la cadastru, s-au raportat și la cadastrările deja existente, da? Că și unii locuiesc eu, dacă intrăm pe tabelul de imaginea de la Adrian, apar trei fâșii cu roșu, una, așa, deci în proporții de mai bine de 50% scadastrate. Deci e clar că nu știu care vor fi soluțiile. Nu mai merge cu cortica, pentru că discuții au avut și Mitrea, acolo jos la, de la motor la Bani, unde erau și cetățeni de la Albăceaia care au teren acolo și au dat cu cortica. Nu, acum sunt niște puncte, domnul Orțenie asta face, pe care îți spune acolo, aici, acolo și aici. Ce se este la Valade, cum spunea domnul Măcerei, care am făcut un schimb, am uitat voi care prăjim, mi-am dat cu domnul Mătea și mi-am dat cu cel de aici care se mână de acum un an. Acum, după noi, măsurători care s-au pus măsurătorile, care unii au dat roșu de foarte mic, de un cernaia care restul ar fi rezervă, cum se spune. Bun, mă schimb cu domnul Mătea, s-a făcut verbal. Nu verbal, da. Domnul Mătea nu ne-a gata pământ, zice, da, da. Dar o să știa că era Vlad și alți care îi știam și eu pe ea, dar în schimb, cum se spune, era un exemplu și aici vă face situații clare. Unde nu vin moștenitorii și solicit dezbateri de moștenire, ale trec în rezerva primăriei. Vă dau un exemplu, Vițuguiești, nu le-am identificat, dar sunt 2 hectare luate de, și mi-a spus dumneavoastră că ați făcut schimb, unii au acces la stradă. Da? Intenția mea este ca pe viitor alea să le cadastrăm și să le dăm la familii de tineri să se stabilească în comuna Racova. Nu se plantă în floarea soarelui, da? Cine a hotărât să facă meseria asta, să lucrez terenuri, trebuie să bazez terenului proprii, cumpărate, luate legal, nu cu japă. Deci vreau situații clare. Clar că dacă ai lucrare, nu o să poți stau pe lane și așa, o să găsim o soluție. Dar, mai mult de atât, dar nu am ce să fac. Da? Nu zic că s-a întâmplat în cazul meu. Deci vă vezi cazul meu și așa. Se întâmplă și în alte cazuri. În momentul în care, nu știu, cum se procedează, domnul Orsenie? În momentul în care coordonatele ți le dă acolo, nu mai ai ce să faci. Se mai poate muta lucrare. Orice teren trebuie să ai lucrare de acces. Dacă în mijlocul, spunea el acum, eu în mijlocul unei... Nu, deci am făcut un schimb cu doi care de proprietate, pe cură oficial, un schimb. Se știa că acolo, nu se știa că este rezervă, să spun sincer, să știam și eu, că sunt 3 sau 4 proprietari. După noi amplasamente, este rezervă. Și asta nu putem contesta, că e documentul de la stradă. Dar, atunci eu, cum fac? Deci... Ai carte de acces? Nu. Deci este la stradă, dar... Legat de schimb? Așa vezi să-l domnul Mătea și îi spui, ies terenul înapoi, care nu ia pe oi rezervă, ți-o dat pe cine, că așa au făcut. Bun, și el din Ileagă și dacă știu. Dar el trebuie să-l iei obligatoriu, că nu-l luau nici eu. Dar se întâmplă și noi.
se întâmplă și una de bucăți care aici o vende. Deci, de exemplu, vă să haideți că așa nu putem să facem astăzi o dezbatere pe ceea ce ați deschis în astăzi subiectul. E bine că ați deschis subiectul, e bine că ați nominalizat. Ideea este următoare. Domnul primar a tras un semnal de alarmă și a deschis, a declanșat o operație. Și anume aceea de identificare a rezervei comune. Este un lucru foarte bun și care era necesar. Mergem mai departe. De ce s-a întâmplat așa? Să răspund punctual la ceea ce s-a discutat. Terenurile respective sunt ori urmare a nesolicitării de către proprietar, ori prin, în timp, prin neclarificarea situației terenurilor, au rămas în rezerva primăriei. Doi, adică în completarea ceea ce spun eu, vine faptul că dacă își făcea Comisia de Cont Funciar treaba, care n-a funcționat din 2005, știa care e rezerva. Să știa care e rezerva primăriei, fiecare primea terenurile identificate și atunci dumneavoastră, la rândul dumneavoastră, ați fi închiriat, ați fi luat în arendă acele terenuri cu acte de proprietate și să știa despre ce. Mai încolo, sigur, se vor găsi, pentru că nici noi nu suntem atât de rigizi, încât să spunem că ai terenul acolo, este rezervă, figurează ca rezerva primăriei, este mijlocul tablarei, nu ai cald de acces la ea și eu să fiu trebuie să spun că nu știu, doar așa acolo și nu știu ce. Nu. Sunt două căi. Ori, deci, dacă ai terenul compact, trebuie creat un loc că la capătul tablarei și atunci la capătul tablarei va veni rezerva, se va recunoscui rezerva primăriei, ori acea suprafață rămâne în administrarea dumneavoastră pentru că n-ai care de acces la ea și nu știu ce. Deci se poate, prin discuții, prin astea, se poate găsi soluții, fără nicio problemă. După aia, asta legat de Comisia Locală, vreau să vă spun foarte clar, nici n-am încercat să o facă. Pentru că ar fi avut situații clare cu pământul și n-ar mai fi putut să-l facă ca domnul nimănui. V-am mai spus că mie nu-mi place deloc să mă mai întorc, dar nu ai cum. Nu ai cum pentru că reapare. Uitați, a apărut astăzi cu situația asta din partidul lor de acolo. Iar ți-aduce aminte și iar îți vin la filiul toate chestiile astea. N-a vrut să facă comisia, cum n-a vrut să facă niciun proiect în Comuna Racova, da? Cunoașteți pe domnul Brașovean, a fost președinte Consiliului Județean, da? Actualul președinte al Consiliului Județean, domnul Ivancea, mi-a spus foarte clar, n-a venit odată să solicite nimic. Era ultimul care venea la ședință, ca să nu poată, ședința a început, nu mai poți să vei la întrebări. Și primul care pleca. Poveștile alea cu proiectele lui Vlad, agățați-le undeva, da? Nu a făcut nimic. Nimic, da? A spus prin Ilieș că, indiferent cine-i primarul, proiectele vin oricum. Ia, auzi, domnule. Da? Dumneavoastră, domnul Mic, ați fost la București și ați văzut cât am așteptat pe scări și ce am făcut ca să putem semna pentru proiectul ăsta de la Măcioaia și am ajuns în faza în care suntem. În momentul în care trebuia să facă, nu știu ce, nu știu care povestea, care știi situația mai bine, a plecat la mare, o să vezi tine. Deci vă dați seama. Atunci, când s-a pierdut asfaltul Jurului. Da, exact. Adică... Și s-a mai pierdut un proiect de alimentare cu apă caldă. La Comisia Locală era sacul cu bani acolo, vă dați seama. Nu. Ia-l tu, du-te tu, vină tu, nu? Discuția a fost și când am avut și întâlnire aici cu cei care lucrați terenul. Ce-a spus reprezentantul familiei Ovădea? Le-au tamâșit acolo și ne-l iei ăsta acum. Nu, le iau eu, îl ia primăria acolo. Da. Eu când plec de aici, nu plec cu primării, nu plec cu utilaje, nu plec cu terenuri, astea rămân aici. Dar vreau o situație clară, ca să pot merge liniștit, exact cum merg acum. Eu să plec acasă pe jos, eu plec acasă pe jos, nu are ce să-mi spună nimeni nimic. Vreau să rămân în lucrul bine făcut în urmă, fără minciuni. Vă aduceți aminte când se vota ceva pe vremea, că ați fost mulți consilieri de aici, că lipsau mâinile la un moment dat, da? Ei, eu nu vreau situații de genul ăsta. Și cred că lumea o înțeles din comună, că ne-au dat aceeași echipă de consilieri la care s-adaugă și băiatul domnului viceprimar, deci o să fim 9 la 4. Asta înseamnă că lumea a văzut diferența și ne-a lăsat să mergem în continuare, să punem piciorul în pragul unui depus ca să putem funcționa. Ca să putem face treabă, trebuie bani. Da? Să fie clar, investitori zero sau ceva peste zero, pentru că din cotele de TVA se întorc o groază de bani. De unde ai sediu firmei? Neavând, luăm 80.000 lei de la Agricola, că și acolo l-au lăsat să coboare standardul firmei acolo l-a dus așa de jos ca să deie cât mai puțin, pentru că interesul e mare, contractul e 49 de ani sau nu știu cât, deci nu poți să schimbi nimic cu juriști, dar în fine, nu putem să ne agățăm acum numai de Agricola. Noi am stabilit niște reguli de respect cu ei, alea rămân. Dar, repet, nu a vrut, da, ca să știți. Dar unii știți, v-am mai repetat și eu.
Mă scuzați, nu nicio problemă. Stați niște, nicio problemă. Eu doar vreau să vă prezentez la ceea ce spuneați dumneavoastră despre fostă sau de când nu a funcționat această comisie, că, într-adevăr, pentru a funcționa o comisie de fond, trebuie multă muncă și cine a fost înainte nu s-a plecat deloc asupra muncii. Deci muncă, 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 pentru că, vă spun, am stat 3 zile cu program prelungit, adică nu se uita nimeni la ceas, ne-a prins și 8 aici, împreună cu doamna avocată Olariu, care a fost solicitată pentru a ne ajuta în clarificarea dosarelor de fond și am stat aici câte 3 sau 4, chiar 4 salariați și să punem numai la punct dosarele alea, să le separăm, dacă se le faci pe fiecare, să le întocmești documentații și așa. Deci trebuie muncă, pentru toate trebuie să muncă. Muncă și răbdare. Și aici ajung la răbdarea de care povestea domnul primar mai devreme și la care fac apel și eu, că în toate implementarea tuturor proiectelor cere răbdare și lămuriri unde este cazul și noi suntem dispuși să le oferim. Dar dacă nu avem răbdare, nu avem cum să punem nici asfalt, nu avem cum să aducem nici apă, nu avem cum să aducem nici canal și așa mai departe și să facem orice proiect de investiții care necesită câteva luni sau poate chiar ani de implementare. Revin acum la ceea ce spunea domnul primar, că s-a ales un constructor foarte bun pentru Hârmăcioaia. Da, a fost norocul nostru că am merit un constructor foarte bun. S-a pierdut ceva timp când a fost și s-a ridicat atunci și multe semne de întrebare dacă am făcut sau nu, sau dacă a făcut sau nu a făcut bine domnul primar, că a provocat acea licitație. A făcut foarte bine. A venit un constructor bun care nu numai că a recuperat acel timp pierdut prin reluarea licitației asupra atribuirii lucrării, ci reduce foarte mult din timpul care este destinat pentru execuția întregului proiect. Plus că lucrarea este foarte bună, de bună calitate. Nu are nimeni ce să conteste. Dar la fel, orice proiect de investiții ridică semne de întrebare, numai că noi suntem de acord cu aceste aspecte, dar să vină oricine are ridicat o problemă, să vină să ne întrebe pe noi. Sau să discute cu noi. Și le clarificăm foarte, foarte ușor problema. Fiecare ne dăm cu părere. Că șansul e prea lung, prea adânc, că rigola e prea înaltă, că nu s-a făcut nu știu ce. Este un proiect care, proiectul respectiv, trebuie să fie respectat. Noi ne putem abate de la proiectul respectiv. Mai ales la proiectele prin fonduri atrase. Vreau să revin la colectarea deșeurilor. Am mare rugăminte. O să vin cu microcipare și o să ajung la fiecare în poartă. Dar fac apel pentru că sunt ședințe filmate și vreau și pe dumneavoastră și să fiți și dumneavoastră mesagerii noștri, direct, indirect sau cum doriți dumneavoastră, toate, toate pe ele, să faceți apel și dumneavoastră la modul de colectare, inclusiv și în special a deșeului menajer, pentru că acesta se va plăti. Se va plăti de adevărat, da? Atenție la ce se colectează, pentru că nu se pune orice. Am verificat de cât am avut și o participare din partea adesului și a SOMA, a operatorului, oamenii teritoriului, care au mers efectiv cu noi și am deschis pubele de la oameni. Și vă rog să mă credeți, că nu toate pubele, în toate pubele respective erau ceea ce trebuie. Deci se amestecă în continuare plastic, cutii de conserve, acestea nu se dau la menajer. Oameni buni. La fel, colectarea deșeului menajer sau a reciclabilului, mai bine spus, se face după calendar. Deci este calendarul respectiv. S-a spus, domnul primar a făcut public acel program și calendar. Îl puteți găsi oricând pe pagina dumnealui și a mea de internet. Vă duceți și vă uitați unde e făcut cu galben. Acolo, acolo, atunci a scoate pubela. M-am dus, a schimbat mâna mea, a comunicat și domnul primar o grămadă de pubele galbene scoase. Bă, fraților, lunea viitoare, în prima zi lucrătoare din lună, astăzi e 30 septembrie, nu se colectează galben. E destul să scoată unul, pe lângă încep. Pa, 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 pa. Deci, asta este. La fel și ca o ultimă rugăminte. Se lucrează la proiectul ăsta de apă canal. Aveți, fraților, răbdare. Cum a spus și domnul primar, se lucrează și pe parte și pe alta. Se face pe parte, nu se poate. Turnă la asfalt imediat și până înțepăm partea aia, mai turnăm în strat de asfalt. Stați să vedem, să terminăm toată lucrarea, când se va termina toată lucrarea care are termen de execuție 2 ani de zile.
După aceea vorbim, discutăm, încercăm să primim proiecte de asfaltare și așa mai departe, de drumul local și așa. Aici am primit garanție, dacă ne ajută Dumnezeu și norocul, vom primi o pericol de asfalt la anul, pe drumul județean, dintr-un capăt într-altul. Deci, sunt lucruri care au o premiză bună, dar trebuie un pic de răbdare, alții n-au făcut în 30 de ani nimic. Și nu o să vină nimeni la gâtul lor, pentru că n-avea la cine să sară. Acum, vă arăt un petic de apă, am fost sunat că, zic, domnul, dar urcă apă la deasă, că s-a trecut, nu, dar ce trebuie să și nici măcar nu i-a obturat intrarea în curte. Deci, ce vorbim, fraților? Haideți să ajunge zăpada un centimetru, doi centimetri, se sună că nu va veni dezăpezirea. Iar la dezăpezire deci, intervii de la 20 de deci, bine, eu zic, încercăm, noi încercăm să fim una sentimentul cetățenilor. De asta suntem puși aici, să le rezolvăm problemele. Dar haideți un pic să și judecăm problemele, care sunt într-adevăr probleme de semnalat și care într-adevăr se pot rezolva, pentru că am mai spus-o, acum, în ultimul timp, nu mai există muncă voluntară și nici atitudine civică. Păi nu mă împiedică nimeni pe mine să-mi fac curățenie în fața porții, să-mi pun o cale de acces din două roame de balastru ca să pot intra în curte fără să mă murdăresc de noroi până să termină lucrarea, nu? Deci, haideți să dăm dovadă și de multe de răbdare și de atitudine civică și de colaborare cu autorități. Dacă nu putem să o scoatem la capăt numai. Mulțumesc. Dacă este este control de la, pentru drumul de la Mecioia, de asta ați venit, domnul, care îi vedeți pe aici, pentru că s-au parcurs anumite faze, deja s-a depus la minister o factură care, în urma raportului de azi, probabil va fi decontat. La Hâlmăcioaia, am rugămintea să vă aduceți aminte că primăria Racova participă cu 1.400.000 de lei. Cred că vă aduceți aminte de sumare, da? Restul sunt bani atrași prin Angel Salini, diferența o suportă Consiliul Local. Atât a fost proiectul atunci. De asta sunt domnii pe aici, o să mergem și noi imediat după ce se cheie ședința, să vedem ce trebuie să facem ca să oamenii să primească banii și să continue. Dacă mai sunt alte predicate, dacă nu, ce să vă zic? Eu, domnul primar, vă mulțumim pentru colaborarea celor timp pe acest celor 4 ani. Sper că a fost o colaborare bună, fructoasă și ce să vă zic? Succes în activitatea dumneavoastră. Țineți-o tot așa, că o țineți bine. Mulțumesc!